În primul rând, m-am bucurat mult să ascult toți acești doi. Foarte interesante comunicările tuturor și mi-a plăcut faptul că s-au completat reciproc, ceea ce a făcut faptul că această conferință să fie foarte interesantă din punctul meu de vedere. Acum vreau să fac o simplă observație care mi se pare că are o aplicabilitate strictă pe atmosfera socială, ca să spun așa, de la noi din țară și nu numai în ziua de astăzi. Ați vorbit cu toții, ați pus în evidență dimensiunea artistică a operei lui, dimensiunea etică, estetică, pedagogică, existențială. Toate acestea au fost foarte bine puse de toți dumneavoastră în evidență. Dar, repetându-mă, vorbind acum strict despre aplicabilitatea operei lui la atmosfera socială din ziua de astăzi, mai este o calitate, cel puțin din punctul meu de vedere. O calitate involuntară a lui, tangențială oarecum, și aceea este că el a fost evreu. Pentru că în atmosfera din ziua de astăzi, politică, socială, după cum am spus și așa mai departe, anumite observații de ale lui, făcute cu foarte mult curaj, cu un spirit de observație foarte lucid, referitoare inclusiv la sionism, inclusiv la foarte multe subiecte delicate, care în ziua de astăzi timp să se ocolească, la sionism, la mareșalul Ion Antonescu, la legionarism și așa mai departe, pot circula liber astăzi, datorită faptului că el a fost evreu. Pentru că el nu poate fi acuzat de antisemitism, este mai greu să-l acuz de legionarism, este iarăși greu să-l acuz de antonescianism, este greu să-l acuzi de foarte multe lucruri cu care se discreditează oameni importanți ai culturii românești și nu numai în ziua de astăzi, foarte ușor. Pentru că acestea sunt armele predilecte cu care se atacă oamenii de cultură în ziua de astăzi. Și el este liber. El nu poate fi atacat cu aceste arme. El, din punctul acesta de vedere, are un fel de armură. Ceea ce face cu atât mai interesantă și mai bucurătoare, cum să spun, mesajele pe care parcă le transmite cineva de sus acolo prin intermediul acestui om. Faptul că el, aceste mesaje pot ajunge la noi fără să poată fi atacate. Ceea ce mi se pare, el este un vehicul extraordinar din acest punct de vedere, ca să reducându-i foarte mult din statură, i-am spus vehicul, dar ce să vă dau eu un răspuns, pentru că m-am ocupat de iudaism. N-a fost nicio întrebare. Am avut o observație și o mulțumire pentru această seară. Și te mulțumim. M-am ocupat într-o carte despre Mihail Sebastian, publicată la editura HSFR în anul 2007, care am pus la centenarul Sebastian, organizat de UNESCO, Manolescu și de ICR Paris, de caracterul ăsta al evreității lui Mihail Sebastian, care de fapt e pus cumva în legătură cu ce se întâmplă în jurnalul lui, în care la un moment dat se trezește că în jurul lui sunt mai rinoceri, cum îi numește Eugen Ionescu. Eugen Ionescu, care în jurnal apare plângând și spunând, uite, mama mea e evreică și am botezat-o în momentul când a murit. Deci, practic, el ar fi un alt evreu din punctul dumneavoastră de vedere. Cred că etnia în sine nu joacă un rol foarte important în contextul ăsta antisemit, care e foarte puternic între cele două războaie mondiale, aproape atinge maximul, prin pogromul și prin cei 300 și ceva de mii de evrei asasinați de Ioan Antonescu în Basarabia și Bucovina. În cazul lui Steinhardt, atitudinea lui de tinerețe, cumva, exact ce spunea domnul Gheorghiu, care vorbea despre tratatul acesta de drept constituțional al lui Leon Duguay, mi se pare că se numește profesorul lui de la Paris, cu care și-a dat doctoratul, orientarea lui spre zburătorul lui Lovinescu și spre zona liberală, ideilor liberale, faptul că scrie în gazete liberale, că era un profund liberal, întâmplător, cum să zic, orientarea lui politică coincide cu etnia. Deci, practic,
eu cred că orientarea lui, chiar dacă n-ar fi fost evreu, probabil el ar fi adoptat tot idei liberale. Am înțeles ce spuneți. Eu m-am referit însă la acea perioadă a percepției asupra etniei, cât asupra importanței pe care o are etnia lui în ziua de astăzi, nu pe care a avut-o în ziua de astăzi. În ziua de astăzi evreii câți mai sunt? Nu mai sunt aproape deloc. Și fenomenul la care asistăm se numește în Europa de Est antisemitism fără evrei. Deci, practic, foarte multe ieșiri de astea antisemite din Occident, din Franța, din, au rămas în aer, pentru că evreii, și, cum spuneați, de sionism, și-au căpătat un stat național. Subiectul comentariului nu este nici sionismul, nici antisemitismul, ci libertatea lui Steinhardt de a se exprima despre subiecte delicate și faptul că, având, sigur, această origine etnică, care dispare după, mă rog, convertire, nu mai e referit la el ca un autor cu anume etnie, ci ca un autor, mă rog, dacă ne referim la autor, ne referim la creștinul și la teologul Nicolae Steinhardt, cel care a venit călugărul Nicolae. Deci, esența comentariului era legată de acest fapt și de faptul că subiectele delicate astăzi sunt greu abordabile și că Steinhardt face declarații pentru unii uimitoare încă, dar Steinhardt, mă rog, nu vrea să uimească, ci declară anumite lucruri în firescul lor, pentru că e o epocă pe care a trăit-o, pe care o cunoaște foarte bine. Cunoștea foarte bine și ponderea responsabilităților în a se fi întâmplat sau nu anumite lucruri. De aici și declarațiile despre Antonescu și despre ceea ce s-a întâmplat în toată această perioadă. Într-adevăr, subiectele sunt din ce în ce mai delicate, pentru că și tentația de a nu lăsa istoria să fie judecată în fațetele ei multiple și a o eticheta într-un soi, mă rog, ideologic, este foarte mare și astăzi. Ne mai spunem, bineînțeles, că caracterul tragic al unor întâmplări este și extrem de grav, trebuie întotdeauna subliniat. Dar istoria nu e un mecanism între albi și negri, e întotdeauna plină de lucruri, de finețe, de subtilitate și nu există judecător suprem aici pe Pământ pentru a ne ghida numai după judecățile sale. De aceea și jurnalul este plin de declarații care al căror adevărul este adevărul trăit de el. Sunt non-ideologice, non-partizane și pline de altfel și de generozitatea care l-a caracterizat întotdeauna. Nu e mai puțin adevărat că există, e un fenomen mai puțin cunoscut, dar există o reacție la declarațiile lui Nicolae Steinhardt, există oameni din comunitatea evreilor, fie că sunt din țară, fie că sunt din afară, care au amendat, au criticat anumite lucruri din declarațiile sale, din ceea ce a scris. Deci există și aici o discuție, o dezbatere în care nu intrăm acum. Nu, acesta este fost tras în Israel. Sensul acestor lucruri, pentru că orice declarație, sigur, poate fi discutată și e bine că e așa. Dar, într-adevăr, observația domnului este corectă, este în mod pertinentă. Fără teologic, sigur că el aparține poporului ales. Și, din acest punct de vedere, l-a ajutat acest lucru foarte mult. Și domnul profesor, vorbește vorba despre anumite zodii a unui ecumenism care a prezidat protezului și, într-adevăr, el asta a venit și vorbește foarte frumos de niște protestanți pe care a cunoscut în anii 38 în Elveția. S-a pus o școală de față.
și în general este extrem de deschis către orice denominație. De altă parte, ca evreu, era, afirmă superioritatea monoteismelor și apoi o afirmă chiar pe cea a creștinismului. Spuneați că nu citează din Sfinții Părinți atât de mult și, de adevăr, citează mai puțin, deci citează din Ioan Damaschin, din Crisostom, din... Nu atât de mult. Sfântul Max, dar nu atât de mult cât cei direct. Dar mă gândesc că faptul că era evreu, că, și se vede asta din tot ce scrie, i-a facilitat un fel de acces la, la creștinism, cumva scurt-circuitând niște lucruri. Deci el are o familiaritate cu Dumnezeu, cu Hristos. Hristos era evreu. E foarte familiar cu tot ce înseamnă cultura Vechiului Testament și a Noului Testament, a creștinismului primar, pentru că el venea de acolo și acest lucru se simte în tot ce spune. El înțelege perfect, teologic vorbind, și este tobă de teologie, vorbește de sinoade, de calcedon, de chenoză, de ereziile monofizite și apolinariariste și dochetism și așa mai departe, dar dincolo de această competență teologică, faptul că era evreu, cred că i-a permis un acces foarte interesant, foarte direct la, la creștinism. Și o fac, vorbește de Martin Buber de asemenea. Și da, filozofia de eu și tu. Eu și tu, și spune superioritatea creștinismului asupra unor religii de tip Martin Buberian, spune. Deci, acest ecumenism extrem de empatic și de deschis către alte religii, și fiindcă domnul Mihai Gheorghiu a scris o carte foarte amplă și interesantă despre religia iadă, aș invoca puțin acest aspect. Steinhardt știe foarte bine istoria religiilor și chiar spune undeva, eu când vorbesc de budism, zice Steinhardt, eu vorbesc de la surse directe. Și compară pe savant cu Mircea Eliade cu un monah. Spune că, așa cum un savant se duce în bibliotecă, monahul se duce și se roagă în chilia lui. Deci are cumva o privire foarte bună despre Eliade și exact. Partea apreciativă. Sigur, și în același timp el spune, am citit Cartea Morților, Cartea Tibetană a Morților, traducerea engleză a lui Ivan Wendt și Lama Sandu, deci o traducere din 27, care era cea mai bună în acel moment, vorbește de taoism, de laoțe, de budism, dar spune totuși că dacă ar fi așa cum spune budismul, spune Terra ar fi un iad veșnic, unde am tot revenit mereu din Bardo, din tărâmul intermediar din budismul tibetan, Bardo, și nu este de acord. Spune că budismul este un sistem rece, un sistem construit glacial, spune el, o lege implacabilă, legea karmei. Și, deci, acest ecumenism, totuși, lasă să aibă o privire critică și mai spune, sigur, Jid întreba, îl pot suna pe Hristos la telefon? Și el răspunde, da ce, pe Buddha sau pe Lao sau pe Zeița Kundalini, poți să-i suni la telefon? Adică nu scapă ocazia. De asemenea, adică niște corectii. Da, deci, așadar, acest ecumenism este extrem de generos și de deschis, în același timp, cu nuanțele... Da, și vorbește la un moment dat, ca și Eliade, despre cartea aceea lui o captura ca suport despre teism, despre religia asta japoneză a ceaiului și prepararea ceaiului și care vine de fapt din China. Vă mulțumim foarte mult pentru întreg timpul acordat. Vă mulțumim.